Medicii de familie din județul Mureș spun că normele metodologice impuse de reprezentanții Ministerului Sănătății le îngreunează activitatea. S-a ajuns în situația în care să nu mai putem susține cabinetele, motiv pentru care ori le închidem, ori semnăm actul de deces al medicinei de familie. Nemulțumirile medicilor de familie sunt legate și de faptul că sectorul pe care îl reprezintă este deja în al treilea an de subfinanțare și că nu mai pot face față. Suntem singura profesie care investim banii personali în amenajarea locului de muncă și la orice control efectuat tot de instituțiile statului suntem puși la zid și acuzați că nu menținem standarde europene. În sprijinul medicilor de familie mureșeni vin și colegii de breaslă. Susținem demersul medicilor de familie de a nu semna contractul cadru. Este un demers pe care poate unii îl interpretează ca fiind luat împotriva pacienților, dar el vine în sprijinul lor pentru că acest contract cadru prevede o restrângere a activității medicului de familie, o finanțare mult mai slabă, cu circa 30% față de anul trecut, care practic se răsfrânge asupra calității serviciilor medicale oferite populației. Medicii de familie nu au eliberat rețete compensate și gratuite și nici bilete de internare.